Și balutează. De ce sunt eu? Nu, atunci e treaba. Asta vin cu Cristi cu mașina. De-abia apucă să ajungă la oaie. Vreau să știi când mă chinuie, mă, și doar îi dau cu bibironul. De-abia e greu de tot, mă, până acum și-o mai dat drumul. De-abia e foarte, foarte greu. Salut! Salut! Hai că nu știu unde-i sora sau Simona să-ți o arăt. Asta e la alta. Asta deja e la... Suge la alta, la prima sursă tot. Da? Știți voi ce vă așteaptă. E bine că suge ala, atunci e la fix. Așa ia, tata. Să vezi ce se face, da? Dragă. Ei, butuc, eu. Ei, butuc, gata, eu. Ce faci tu? Îți place aici, a? S-ar plăcea aici. S-ar plăcea aici, ce burtă făcut. Da. Da. Să vin. Vin cu mașina, vin cu Cristi. Eu caut și la capră, suge, mă, peste tot, aia. Asta, acum facem în premieră. Asta o să fie noua emă mică. Dacă e treaba bună, asta o ducem acasă. Și o să fie noua emă mică, pentru că ei au murit, Eduțu. Luăm căpuța de la Simo. Să o ducem acasă. Ia uite ce fac. Mai și sătură. Dar nu este, nu mai este. Nu este nici capra. Dar păi o să stai până la urmă. Important e să sugă miala, nu contează. Oricum ea cu-i sătură, nu e de aia, nu mai face atât. Că e sătură. Ea e sătură. Ia uite-o. Nu. E gata, o prins-o. No. Asta o să fie noua emulică. Asta o ducem acasă. Mm-mm. Acum e sătulă, ia. Uh-huh. E sătulă și de-aia, că trebuie deja supsă la două ori. Vin cu mai la altă mașină, că mașina mea nu pot să bagă. Cred că încape și-n port băga să bagă. Vai. Vin și... Nu te pui ceva de nu. Păi nu că e... Îl luăm și pe ăsta și îl ducem acasă, mare mămică. Nu putem. Poate să fie mamalușa. Nu poate să fie. Asta din mijloc. O să fie mămica la mieluța mea. Venim după ea și o ducem acasă. Ați văzut că suge foarte bine miala. Am spus că ea a fost pe oaie și am luat-o destul de măricică. Și acum Simu are căprița asta care o fătat și din păcate i-a murit Edu. Așa că o voi lua, o vom lua acasă și o facem mămica la mieluță ca să crească mieluța bine. La mine le-ați dat înapoi. Da. Oricât aș încerca eu să le dau la miei cu bibironul, tot nu se fac ca și ăștia de la oaie să sugă cât vor ei sau pe o capră. Cum ați văzut-o cât de bine suge miala, eu nu știu pe unde eu sunt pe la două oi. De când am lăsat-o pe aici, suge pe la toate oile. Deci ea știe să sugă la oaie, suge foarte, foarte bine. Însă cu bibironul nu vrea nici cum, mă chinuie tare. Mâncă puțin la bibiron. Nu-i ca și ceilalți doi care i-am luat atunci, la o zi. Ia uitați-o. Ca pepenele acum. Uite ce joacă. Ce faci, bă, jucăușule? Da. Deja s-a băgat printre oi pe acolo, să mai vadă dacă mai suge pe la vreuna.
O să revin când vin și după capră, cred. Ori în video ăsta, ori o să fac altul separat. Și după ce o voi duce acasă, să vedem cum decurge toată treaba. Că nu mai dăm un tur pe aici, pe la Simonel, pe la Mieluț, să vedem ce mai are nou. Mai povestim un pic. Ați văzut că am adus-o și pe Anca și Anca cu mine. Am adus-o să vadă Mieluții și Ieduții. Când am fost înainte, am făcut eu câteva poze cu Ieduțul ăsta, așa că e de jucărie și când l-am văzut, că trebuie să-i vadă neapărat. Ia uitați-o. Da, și între timp, Simo își mai face și el aici la fermă, își mai face treburile. Se apucă să le adape și să le pună apă, cât de multe. Acum, în videoclipul trecut, mi-ați zis că sunt câteva șchioape și câțiva din mieluți. Însă, din câte am înțeles, eu chiar l-am întrebat pe Simonel, aici e destul de cald. În Sevan e chiar foarte cald și când ies afară fiind frig, ele se opăresc foarte tare și din cauza asta se câteva șchioape și din mieluți. Iar afară, ținând cont că ele sunt foarte multe, s-au făcut mocirlă mare, chiar foarte mare, e destul de greu aici, vedeți și dumneavoastră că sunt foarte multe oi. Și vă gândiți, când ies pe poarta aia acolo, trec toate zilnic de două ori, de câte ori le scos, sau de trei? De două ori, vă dați seama că automat s-a făcut foarte multă mocirlă. Nu. Dacă puteți observa, aici nu e niciuna șchioapă, niciun miel șchiop, pentru că ei stau în permanență aici. Însă, astea care sunt multe, cum le scoate afară și ăsta, ori mai șchiopa. Dar asta nu înseamnă că au fost câțiva care a zis că nu s-ar ocupa cât de cât bine de ele. Nu există. Omul e 24 din 24 aici. Dar acum vă dați seama. E și destul de greu. Na, să dăm cu hate e ușor. Dar aici în teren e destul de greu. Nu vreau să-i iau apărarea, dar eu știu cât muncește băiatul ăsta aici. Sper să nu se supere nimeni, dar cam asta e realitatea. Acum mă șchiopează că șchioapă unele care sunt câte 5. De cum astea că sunt 400? De toate, nu aici, în Seivan. Dar de toate sunt 400 și... Ai 200 aici, a? Nu, no, deci numai aici are vreo 200. Sunt multe. Și e greu să faci față. Din partea mea, oricum, Simo are tot respectul. Că la vârsta lui, alții fac alte treburi, nu... Nu se ocupă. Aici avem o căpriță care trebuie să fete. S-a băgat în iascăle acolo, trebuie să fete. Și ce să zic, în toată pierderea lui și ghinionul lui, am și eu, să zic așa, un câștig, că iau capra de la el și o voi băga pe mieluța mea. Bineînțeles, am vorbit cu el în primăvară, în vară, după ce crește, o să o aduc înapoi aici la stână ca să ia și să ia ied. Eu acasă nu am cum să o țin, că n-am nici țap. Știți? Și atunci o să o aduc înapoi la stână și o să stea și la toamnă, la când se dă, o duc înapoi acasă, nu e problemă. După ce ia iedul, o duc înapoi. Asta plânge după iedul ei, că e la Anca în brață. E al meu. A zis că e de pluș, ăsta e frumos tare. Cel puțin acum că de mic, e superb. Uite-i mămica lui, el seamănă perfect cu ea. Mama să ai un pic mai albă. Nu. Ia uitați-o. Uitați-o cum caută, pe la toate oile caută să mânce. Asta mă face de rușine ca și când nu i-aș fi dat niciodată de mâncare. Am dus-o acasă și i-am făcut foame, dar nu e chiar așa. Ea a fost învățată la oia, uitați-o cum se bagă. Deci o să aibă viață bună la mama capră. E bine că am reușit să-i găsesc și e treaba o să fie bună de acum acolo și o să aibă viață bună mieluța. Foarte fain, uitați ce bine și-au dat drumul. Prima serie de mieluți, are câțiva foarte, foarte mari.
cât de grași, cât de frumoși. Super treabă, super, super treabă. O să fac un vlog separat cu capra și după ce o duc acasă și după ce o instalez acolo. O să filmez și azi și o să filmez și mâine, azi e duminică. Videoclipul ăsta cred că o să-l pun mâine, luni, că azi nu mai am nicio șansă. Și cred că cel cu capra cu siguranță va veni miercuri. Miercuri îl voi pune. Pentru că vreau să o instalez, vreau să-i fac ceva. Încă n-am, aseară mi-a zis Simo că am vorbit cu el mai mult în detaliu despre căpriță. Trebuie să-i fac și ei o iesle frumos, să-i facem bune, să aibă condiții bune. Și videoclipul îl voi filma azi, când voi lua capra. Și bineînțeles voi filma și după ce îi fac absolut toate condițiile acolo și va avea, mă repet, condițiile necesare pentru... Nu iau s-o chinui, vă dați seama. Uite ce joacă ăsta. Să nu vă mai întrebați de unde are Antonia dragostea pentru animale, că și eu și măsa le-am luat acasă. Cam putea, dar nu putem. Nu... Încercăm să ne întindem numai când ne e plapuma. Ăsta dansează de zor aici, grăsanul ăsta. Ia uitați. Cum i-a dat drum, cum l-a luat în primire, cealaltă acolo, iarăși cu Edu, doar căprița noastră nu are, dar ea va avea o mieluță. Da. Cam ăsta e videoclipul. După cum puteți vedea, toate caprele stau în iescăle. Da, deci au o problemă și chiar Simon mi-a zis că eduții nici nu ies de acolo și când le scoate afară, deci toate prin iesle pe aici. Ele stau în iesle, nu ca oile să asta. Fiecare cu pantaliile lui. Bun, cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, vă salut, vă respect și toate cele bune. Numai bine, sănătate multă tuturor. Doamne ajută!